Da. Sună pe Anca să vedem că eu sunt ședință da, și pe aia plec la Cluj. Anca știe exact ce are de făcut acolo, da. Da? Bine. Pa. Bună dimineața! Da, de unde începem? Rețele termice. Bună dimineața! Da, în sfârșit ceva istoric. Eu am început să toarne asfaltul. După un an de insistență pe Grigore Urechi. Dar nu e suficient. Când terminăm Grigore Urechi? Turnăm și azi? Nu crezi. Toarnă și azi, da? Azi turnăm câte vreme bună, că iar pe mine o să plouă și o să spuneți că nu... Da. Da, hai să vedem ce mai facem mai departe cu racorduri care le aveți, cu transformarea celor temporari în definitivi. Florin, cunoști problema? Da, noi se fac probe la căldură. Încarcă instalația. Trebuie să-mi iau în situația de anul trecut. Da, am rugăminte. După ședință să vină puțin la domnul director Cerin Gâmbiros să mă leagă punctual problema. Deci, bine cât de cât, dar trebuie și mai bine. Modernizare statuiei. Da, statuia este data... Știu, am văzut la 2:30, dar nu era niciun om acolo. Era o sărbătoare. Fost sărbătoare, da, nu ajută. Ai dreptate și mă tare. Bun. Rezistența este gata, da. Procedentul este dus, tot și este gata. Da, bun. Bine, părinte, doamne, rămâne 15 termenul stabilit, da? Da, asfaltare străzi. Este cineva de la COCT? Nu mai este nimeni la COCT? Da, Bogdan Vodă e terminată, e finalizată, chiar e bine și făcută. Mi-a spus oamenii care erau pe stradă, nu constatarea mea, oamenii sunt mulțumiți, să înseamnă să facă o lucrare bună. Pe Sadoveanu. Termen de finalizare. Care e octombrie? Noiembrie, mai apoi 15 noiembrie vine iarna. Până 15 noiembrie vine iarna, haideți să o grăbim. Probleme deosebite. Energie electrică. Domnul Ieni. Da, stâlpilor, a mai venit sau n-a mai venit? Tot spunea domnul director de acolo că sunt vamă. Nu e mai bămâit de atunci? Poftim? Păi cum e, stau o săptămână în vamă? Hai că nu pot scrie treaba asta. Hai să facem tot posibil să o scoatem la capăt. Păi, dar am spus, domnule, că are trailer, are tot ce trebuie, măsura în care zâmba mai aduce, na. Voi lucrați la fundații? Da, tu faci în ordinele în capul de acum. Bun, dar trebuie pregătiți și pentru fundații, da. Fundațiile, da. Da, chiar este așa să facem de aia în altă. Acolo, astăzi să ne duci până la grupe și o să fie pe și să vorbim despre toată anunța de ce ești, că spune așa. Da, străzile din cartierul Europa sunt finalizate, de conturat? De conturat, dar se mai balastează. Mai balastează? Da,
Să mergem până la fața locului, Florin, să analizăm și ce putem face mai departe. Piața Burdujeni. Da, am vorbit cu domnul Lahman, el a dat vina pe cei la high-tech. Spuneți să... Haide, haide să terminăm. Până 20 octombrie, ultimul termen. Ultimul termen, 20 octombrie. Apă Traian Țăranu, degeaba mai vine la discuție dacă e blocat acolo. Nu știu ce naiba e de făcut. Ați văzut că în Consiliul Județean nu o să vota nici data asta. Nu știu ce putem face. Avem o altă soluție? Teoretic avem, dar... Vă spun, nu merită să fie. Ce, e mult de conjurat? Nu am trezut, din drumul la intersecție, la autostradă. Utilități al blocului ANL. Bucle, și mai trebuie făcut, s-au terminat? Da, și ieri termină, cred că azi urmă e cu termină. Gar Cimitir Pacea. Lent. Unde ești? Ceilalți? Nu mai sunt? Nu mai. Le-am dat bani și la Petru Rane și le-am dat bani și lor. Ieri lucrau singuri formații, le-a pus garduri, dar la prefabricate nu era nimeni. Ai numărul de telefon al lor? Discuți cu ei, Florin? Da, sună iar astăzi. Da. Păi nu, erau, el puneau plasă de gard, dar la prefabricat nu era nimic. Cări între ei, erau echipă, sunt când l-a pus plasă de gard ieri, la ora două. La Digla Berchișești. Se lucrează. Se lucrează. Da. Aveți proiectul finalizat? În sfârșit, da. Expertiza s-a finalizat. Da. Da. La rețele electrice, extindere în Arie Dumbrăvi. Da, sunt eu aici. Materiale. Da, dați avem pregare de aplasament, materiale sunt comandate, sunt constituite la ASIA. Da, el, da, el cu unde? Poftim? Poftim la mașină, a fost. Bun, da. Da, știi, sunt semnat acesta. Da, aceea situație se mișcă mai repede, dacă tot... N-am pus amplasament. Ați predat amplasamente, domnul Maciuc? Astăzi. Ce? Bine, alte probleme. O săptămână bună. Vreau să apar. Da, domnul de la Consix. Mergi la domnul de cel în birou să vedem exact cum ne pregătim pentru proprie de căldură. Da, gata? Da, să zicem cât de cât mișcă lucrurile. Mă bucur că în sfârșit pe strada Grigori Ureche a început asfaltarea după un an de zile de când tot discutăm, parlamentăm acolo. Nu au fost finalizate niște lucrări, mai trebuia un fir care să ne sesizeze eventualele defecțiuni în zona. Deci, începând de ieri, se asfaltează strada Grigori Ureche. Sper să facem o lucrare de bună calitate, în așa fel încât să compensăm cumva disconfortul pe care l-am produs oamenilor timp de un an de zile. Și sigur să finalizăm de asfaltat această stradă până la intersecția cu Bulevardul George Enescu. Urmează să avem o discuție cu cei de la Consix, firma care lucrează la rețelele termice, pentru că deja a apărut această problemă. De asta se fac probe pentru încălzire, umplerea instalațiilor și să vedem acolo unde mai sunt racorduri provizorii, trebuie făcute definitiv, în așa fel încât să putem asigura căldură cetățenilor, dacă suntem concret celor din cartierul Zamca. La fel și celelalte străzi, Neculci, Stejarului, sunt în mare parte făcute, vor fi finalizate. Cât privește celelalte lucrări, sigur că statuia este în faza de finalizare, am fost ieri până la fața locului, iar eu îmi permit să spun o lucrare foarte bună la statuie,
urmează ca până la data 15 octombrie, așa cum s-a angajat aici constructorul, să finalizeze și lucrările din prejmuire din împrejurul cetății de statuirii Ștefan cel Mare, în așa fel încât să finalizăm în totalitate lucrarea. La cartierul Europa, în ceea ce privește instalații electrice, se lucrează la fundație acolo. Am avut o discuție la sfârșitul săptămânii trecute cu domnul director de la Electroconstrucția Iași, care a promis că stâlpii sunt în vamă. Are mașina trimisă în vamă, dar iată că aproape este o săptămână și tot spune că sunt în vamă, parcă nu cred. În sfârșit, mergem pe ideea că vor veni la Suceava acești stâlpi să montăm, să putem face racordul celor care au casele finalizate. La fel s-au creionat drumurile și parcările la stadiul de stradă balastat până vom finaliza conductele de apă, până vom finaliza alimentarea cu aducțiune de apă și canalizare în zonă. Un lucru bucurător pe strada Bogdan Vodă au fost finalizate lucrările, chiar am fost ieri la fața locului, am discutat cu oamenii de pe stradă, oamenii sunt mulțumiți, s-a făcut o lucrare bună. Se lucrează în continuare pe strada Emil Sadoveanu. Ați văzut, constructorul a dat un termen până la data de 15 noiembrie. Noi încercăm să-l grăbim, să venim mai aproape, în așa fel încât să finalizăm lucrările și pe această stradă. Din păcate, nu merg lucrurile așa cum ar trebui la cimitirul, la gardul la cimitirul Pacea, cu toate că am făcut eforturi, am dat banii constructorului, am dat bani și la Petru Rare și unii lucrează tot dumneavoastră în una licitație pe care au câștigat-o, dar ne-au promis că în această săptămână lucrează trei echipe, lucrau doar cu o echipă la montat plasele de gard, insistăm în continuare și grăbim constructorul să finalizeze lucrarea în acest an. Alte lucrări, piața din Burdujeni, am avut discuții cu domnul director Lahman de la Comucovina, care execută lucrarea și a spus că păstrează termenul de data de 20 octombrie să putem finaliza lucrarea. Din păcate, pe strada Traian Țăranu rămânem în continuare blocați. Se știe că nu s-a votat nici săptămâna trecută în Consiliul Județean acel accept de a interveni municipalitatea pe 2 metri teren acolo la Blaidorf, în așa fel încât să finalizăm lucrarea. Este dat un ordin de suspendare a lucrărilor, pentru că deja a expirat timpul în care trebuie făcut această lucrare. Cât privește la digul la Berchișești, o să ajung până la fața locului. Am avut discuții cu reprezentanții constructorului, spun că se lucrează destul de intens, s-a finalizat proiectul tehnic și asta este un lucru deosebit. Cât privește extinderea rețelelor de energie electrică și iluminat public pe străzile din cartierul Alea Dumbrăvii, se lucrează, s-au semnat contractele, astăzi se face predarea amplasamentului. Deci sperăm ca până în sfârșitul anului să facem cât mai mare parte din lucrare. Sigur că vedem că vremea se recește de la o zi la alta, sperăm să putem încheia aceste lucrări în așa fel încât să finalizăm cele care au termen acest an și să le ducem cât mai aproape, dacă suntem de cartierul Europa, cele care vor continua și anul viitor.